În primul rând, vă mulțumesc în numele Asociației Artiștilor Frații din Câmpia Turzii că ați venit la acest vernisaj. Împreună cu colegii noștri am încercat să facem un moment deosebit, ca și început de an. Fiind nou în această funcție de președinte al Asociației Artiștilor Plastici, cer rugămintea să mă scuzați dacă în caz că o să fiu un pic stângaci, oricum stângaci, din naștere. Vreau să mulțumesc în numele Asociației, doamnei Iuliana Pop, faptul că atâția ani a contribuit și a făcut posibilă ca această asociație să funcționeze și să aibă asemenea rezultate, practic. În numele asociației, cred că o să considerăm ca și un președinte de onoare în continuare și îi cerem sprijinul ori de câte ori nevoie, pentru că totuși suntem încă depinde mult de ea. Și, în primul rând, titlul acestei expoziții, Eternul Feminin, practic a deschis prima expoziție din acest an. Colegii noștri s-au mobilizat foarte mult, s-au făcut posibilă această expoziție să fie cât mai frumoasă. Sunt foarte multe lucrări care personalizează femeia. Aceste lucrări, practic, arată toate laturile care pot să fie regăsite. Sexul frumos, femeia de lângă noi. Ne bucurăm foarte mult că putem să creăm frumosul, să ne bucurăm de această expoziție împreună cu colegii. Și așa cum am scris și pe grup, o să fie câțiva colegi care o să mai iei cuvântul. În primul rând, mai am pe colegul meu, Dani Strate, care s-a alăturat și el ca și vicepreședinte al asociației. Încercăm să facem să organizăm cât mai bine activitățile. Da. Acum, ca și cuvânt de înainte, cuvânt de deschidere, doresc să cine și-a pregătit ceva să expună, să spună câteva cuvinte. Este invitat pe mișcare de noi. Cu această ocazie, mulțumesc și eu pentru sprijinul acordat pentru a primi această funcție de vicepreședinte a asociației. Mă bucur foarte mult că sunt în mijlocul unor oameni foarte talentați, unor colegi, la care țin foarte mult și cărora le promit că voi face tot ce stă în putință alături de deja, pentru ca asociația să meargă înainte și să avem cât mai multe activități, cât mai multe oportunități de a ne pune în valoare talentul pe care l-am. Așadar, cine dorește să ne ajute să fie aici alături de noi, îi invităm. Mulțumesc foarte mult. Am încălzit ocazia să îmi expun lucrările. Sunt nouă. Și în domeniu și aici, în asociație. Și, cum ziceam, mă bucur că sunt aici alături de colegii mei și că îmi pot transpune gândurile și emoțiile, atât pe vântă, cât și în versuri. Vă doresc tuturor o primăvară frumoasă, plină de inspirație și de culoare. Și aș vrea să... Am încercat să-mi reamintesc cum este să și compui. Și am compus câteva versuri despre femeie. Femeie, gingașă femeie, asemeni unei flori tu ești, și nici măcar nu ai idee
cât de prețioasă ești. Ai înflorit de când ești mamă, frumoasă ca un trandafir. Ești bucurie, dragă Doamnă, parfum de bine, elixir. Femeie, superbă femeie, soție, mamă, poezie. Mereu prezentă la nevoie, privirea-ți caldă, neumbie. Atât de delicată ești, femeie, ai pielea ca de catifea. Cum poți să fii atât de perfectă? Cum poți să fii și el și ea? Curaj și forță și putere, pe toate tu le-ai moștenit. Și nu te lași nici la durere, duci greul tău până la sfârșit. Surprinzătoare ești, femeie, misterioasă, elegantă, calmă. Tu le-ai cuprins pe toate, ai idee. Și totuși tu ești om, ești mamă. Evidente, am mai încercat odată și nu mi-a ieșit. Nu pot să mă regăsesc într-o zonă a neutralității și să analizez fiecare lucru în față. Așa că am hotărât să spun ceva. Deci ca să fii și femeie și eternă, ceva exploziv, cred că nici creatorul nu a anticipat chestia asta. Din punct de vedere spiritual, găsesc femeia un răspuns tot al creatorului ca răspuns la singurătatea adamică. Cred că prin viziunea lui l-a regăsit foarte trist și foarte dezamăgit și atunci i-a creat femeia. Iar din punct de vedere universal, dacă am apărut întâmplător, ce să spun, regăsesc femeia aici, colegele mele, care sunt frumoase și incontestabile. Și aș punta câteva femei mai incisive în istorie, pe lângă faptul că au fost frumoase, au avut și un grad de inteligență și aș începe cu zona Egiptului Antic, cu zeițele faraon, ajungând mai necunoscuta Nefertari, care faptele s-au cam umbrit. Egiptenii și-ar fi dorit să fie bărbat, pentru că a fost o femeie inteligentă și deosebită și a condus cu pomenul de fier. Așa am amintit-o tot acolo în zona pe Nefertiti și cu frumoasa Cleopatra, care și-a plecat cezar din frumusețea ei și a și fracturat Imperiul, din punct de vedere politic. Mai sunt dovezi în istorie, Regina Victoria, dovezi legate despre rezistența femei în Pacific cu timpul ocupației japoneze, s-au adaptat cel mai bine, au fost umilite, dezonorate, femeia engleză de altfel, erau colonii engleze. Tot acolo aș punta în drepturile femeii, perioada anilor 1800, tot în zona Britaniei, femeia nu avea dreptul. A fost o întreagă bătălie pentru dreptul la vot, pentru dreptul la opinie. Regăseam toate chestiile astea în scrierile filozofului John Stuart Mill despre perioada critică. De altfel, era un susținător înfocat al femeii și a pierdut și poziția pentru al doilea mandat în Camera Comunelor. Aș mai punta femeia din zilele de astăzi, foarte incisivă, foarte inteligentă. Cred că pe un soclu universal aș situa femeia peste bărbați. La un moment dat, în departatul nostru trecut, cred că bărbatul și-a câștigat poziția supremă prin forța bruta, nu prin inteligență. Dar cum am evoluat, începem să fim mai așezat, mai asta și atunci femeia iasă mult mai mult în relief. Despre încrederea femeii vis-a-vis de creator și n-aș insista mult aici pentru că la un moment dat pentru niște principii am fost acuzat că sunt ipocrit și aș spune că dacă creatorul nu ar fi avut încredere în femeie sau dacă poziția ei nu ar fi primă, nu și-ar fi trimis un impulviu în pietul, în pântecul unei femei. E o teoria mea care îmi place să spun. Creatorului, încheptul unui bărbat, dacă încrederea ținut.
Aș încheia printr-o notă a lui Shakespeare, toată lumea știe to be or not to be, a fi sau a nu fi. Astăzi, când viitorul este incert, depinde într-o mare măsură de gradul de libertate al femeii și poziția care o să o aibă. Vă doresc o seară bună și vă mulțumesc pentru invitație. Cunoașteți mai puțin că eu vin din Sibiu, mă numesc Lucian Craciu și am cunoscut această asociație când a fost o expoziție cu tema cultului la Sibiu. Și cu ocazia acestei teme, Eternul Feminin, vreau să povestesc puțin de trei mari pictori, de Nicolae Grigorescu, pictorul nostru național, care este considerat tot așa de mare ca Eminescu în poezie și ca Eminescu în muzică. El, astăzi uitându-mă într-un album de artă, mi-am amintit că picta astfel de multe ori cu femei, dar s-a îndrăgostit când lucra, când picta în Franța la Madison și era prieten cu François Millet, de una din fiicele acestui pictor, pe care o imortalizează într-un tablou, O floare între flori, un tablou foarte frumos, care se găsește la Muzeul de Artă al României. Și el s-a și îndrăgostit de fata acestui pictor, dar spune așa că era o frumusețe, de o frumusețe și de o frumusețe ieșită din comun, dar eu nu aveam niciun rost pe lume și nu vroiam să fie alături de mine ca să îndure nevoile și păcatele mele. Și cum s-a vindecat el de această mare iubire? Prin muncă. Zice, m-am vindecat muncii și ea nu aș fiu niciodată cam iubit-o, dar îi face o pictură foarte frumoasă, așa cum pictează Nicolae Grigorescu multe portrete de femei, pe care le și încadrează foarte bine în peisaj. Iar admiram această pictură și am încercat și eu, printr-o pictura mea, o femeie care are numai flori la picioare. Așa era fata aceasta pe care s-a îndrăgostit Nicolae Grigorescu în tablou care o redă. Aș mai vrea să vă povestesc de după Nicolae Grigorescu de Rubens. Rubens, așa, Nicolae Grigorescu a pictat peste 3000 de tablouri și când a ajuns foarte cunoscut și foarte apreciat, lucra chiar 4-5 tablouri pe zi. Pintat în mână, proasă și blândă, Rubens a pictat peste 1400 de tablouri. Bine, el era în epoca barocului la 1600 și nu era fotografia, nu era tehnica de astăzi, așa că a lăsat imortalizate personalități multe prin portrete. A avut două soții, prima soție, Isabel, de care era foarte îndrăgostit și a avut doi copii pe care și pictează, doi băieți. O pictură foarte, foarte cunoscută cu cei doi copii al lui din prima căsătorie și a doua soție, el, către 60 de ani, se îndrăgostește de o fată după mai mulți ani, de 16 ani, o ia de soție, mai face 4 copii cu ea și îi pictează un nut. O pictează pe ea nut și se numește lucrarea Helen în haină de blană, care se găsește la Viena, la Muzeul de Istoria Artei. Pe vremea aceea, femeia nu era ca astăzi subțirică, era o groasă, bine făcută, și toate nudurile lui, toate, a pictat o grămadă de nuduri și femeia cel mai dinamic pictor al secolului. Și a,
Era și foarte bogat, deci din pictură s-a îmbogățit, a cumpărat și un castel, în grădina avea o inscripție, zice minte, sănătoasă, în corp sănătos. Îi plăcea viața la țară. Și apropo de război, o pictașă, o celebră lucrare, consecințele războiului, e o temă mitologică. A fost și om diplomat, și om politic, dar s-a săturat de politică, de diplomație și cel mai mult i-a plăcut temelul. Deci a pictat, inspirându-se de la mari pictori, și a fost foarte apreciat în viața lui și foarte bogat, și eu, la 60 și moare la, și el, la 69 de ani. Și vă mai povestesc ceva de Leonardo da Vinci. Toată lumea știe că este un geniu, că a pictat pe Gioconda sau Mona Lisa. Și aici m-am documentat și eu puțin ce tehnică a folosit el la Gioconda, a folosit tehnica clarobscurului și fumato, fumatului în peisaj, peisajul din spatele Giocondei. Și are surâsul acela misterios care tot scriu despre el, dar nu l-au dezlegat. Ce exprimă? Exprimă inteligență, eleganță, un zâmbet delicat, dar și mister. Leonardo da Vinci spunea Van Gogh, Van Gogh spunea de Rubens, că se pricepea foarte bine să picte de femei, dar toate femeile erau mai plinuți. Leonardo da Vinci s-a condus în viață după un principiu de valoare, libertatea, și a fost foarte cunoscut pe mai multe planuri. Și de pictat a pictat puțin, dar toate operele lui au fost celebre. A pictat puțin, dar extraordinar. Capodoperă. Și el e alături de Michelangelo și Rafael, în timpul renașterii, cel mai apreciat și valoros și bogat, a câștigat de pe urma acestei meserii. Atâta. Pentru că am spus ceva astăzi, special pentru ziua asta. Sunt un fel de versuri sau probe, fiecare nu înțelege cum vreau. Eu cred că a vorbit despre femei este ca și cum ai vorbit despre suflet. Despre sufletul lui Dumnezeu care ne este dăruit pentru a crea viață, pentru a aduce lumină de cuie și tot ce poate fi mai frumos în viața noastră. Asta este femeia. Femeile sunt totdeauna frumoase și cu asta am spus tot. Cred că asta trebuie să o spunem orice timp când avem ocazia. Fără femei, eu cred că nu ar mai fi ceva în lumea asta. Ele sunt esența vieții. Acum să mai ne deschidem. O să vă rețin și atenția cu poezie și încă ceva trebuie să fie mai interactiv. Poezia se numește Se iubește o femeie, scrisă de un poet Adi Conțu. Se iubește o femeie, ce magnific, ce chin, te ridică spre ceruri, te preface în suspin, dar ce dulce e chinul, cât de mult îl dorești, o femeie arta de a ști să iubești. Să iubești o femeie, te iubește mai mult. E tăcerea firavă, ea vieții tumult, e miracolul veșnic ce te face să crezi, o femeie lumină, doar încearcă să vezi. Dar la fel de întuneric, dacă dragostea-i stingi, e o lacrimă caldă ce pe obraz o atingi, este dansul iubirii, fără ea nu ar fi decât pașii înodați într-un ritm ce nu-l știi. Să iubești o femeie, tot ce poate fi sfânt, este lună, e soare, dar aici, pe pământ, are cheia spre mâine, dar și cheia spre ieri. Să iubești o femeie, să existi, să mai speri. Și vă mai rețin 2-3 minute atenția cu niște epigrame pe care le-am găsit răspăind o carte de epigrame, în care le regăsim și noi bărbații și dumneavoastră femeile și orice asemănare cu realitatea e pur întâmplătoare. Ca definiția femeii, e ca un zvon de primăvară, este ființa mult dorită, e mai ceva ca o comoară atunci când e descoperită. În dar să-i se oferă o floare, un cer senin univers, căci ea,
E o stea strălucitoare și muză pentru orice vers. Femeia e o prăpastie de taine, degeaba încerci crearea unor punți, degeaba înlături voaguri, măști și haine, dar asta nu înseamnă să renunți. Femeia este o carte ce închide mii de gânduri, în care până la moarte citești și printre rânduri. Femeia și muzica. E o doină, o baladă, e un lit, o serenadă, să tot cânte, numai dacă ar mai ști și când să tacă. Că vinul e bun, e adevărat, dar știi prea bine vorba aceea, nimica nu te-a învățat precum te-a învățat femeia. Femeia a fost mereu și este inegalabilă poveste, ce o asculți necontenit, chiar și după ce ai adormit. Fiind din coasta noastră ruptă, bărbați, vă acceptăm oricum. Și printre voi, mereu în luptă, ne rupem coastele și atunci. Mi-a dispărut acum un an soția în blană de Astrahan și ca din piept să-mi vindec rana, rog pe făptaș să aducă blană. Tare! Am cu nevastă dialog, căci nu vorbește numai ea. Din când în când, nu spisă loc, apuc să spun și eu un da. Poarta către lume, sigur, e femeia, însă, fără glumă, la bărbat e cheia. Și avem așa și noi, probabil, din bărbații, unele părți negative, cauza infidelității bărbaților. Noi, bărbații, de aceea hoinărim prin noaptea albastră să găsim, de fapt, femeia care are coasta noastră. Între ființele de pe pământ, bărbatul n-are nimic sfânt. A femeiat, bețiv și chel, dar nu puteți să trăiți fără el. Și pentru că e la modă egalitatea între bărbați și femei, o să închei cu epigrama egalitate de plină. La noi, așa cum este scris la carte, azi, cu femeia egal bărbatul, își ia concediu de paternitate, dar e ceva mai greu cu alătate. Dacă mai dorește cineva să spune câteva vorbe, Iuliana. Astăzi. Ce vreau să vă anunț, în acest an, la fel cum suntem noi obișnuiți, asociația noastră a primit noi membri. Anul ăsta am primit la începutul anului pe doamna Terțea Andreea. Vă rugăm să vină aici în fața noastră să spună câteva cuvinte. Bună seara tuturor și bine v-am găsit. Numele meu este Andreea Terțea, sunt cadru didactic și din acest an membră a acestei asociații. În primul rând, doresc să vă mulțumesc pentru oportunitatea acordată, pentru faptul că m-ați primit printre dumneavoastră și mi-ați oferit astfel posibilitatea de a-mi împărtăși munca, de a învăța și de a evolua. Nu o să uit primirea de aseară când m-ați întâmpinat cu inimile deschise, cu multă căldură și nu m-am simțit nici măcar o secundă străină aici. Am emoții ca întotdeauna, deși vorbesc de mulți ani în fața copiilor, cred că e ceva firesc. Vă doresc o seară minunată tuturor, să vă bucurați de lucrările expuse și aș vrea în încheiere să-l parafrazez pe Mircea Cărtărescu, care, în De ce iubim femeile, oferea un răspuns pe măsură. Pentru că sunt femei, pentru că nu sunt bărbați și nimic altceva, pentru că din ele am ieșit și în ele ne întoarcem,
și mintea noastră se rotește ca o planetă greoaie, mereu și mereu, numai în jurul lor. Vă mulțumesc! Acum, ca și o nouă etapă, eu o să dau citire celor care au expus în sala asta. Avem lucrări, avem decorațiuni, avem la fel, ca de obicei, eu sunt un conformist sculptor, am o instalație, frumusețea interioară a femeii, vreau să o exprim și eu felul meu. Am o lucrare aici care mama, care știu precis că ați văzut-o în 25 de ani de când e la Palatul Cultural. E mama, deci așa e femeia cu copilul. Am dorit ca în această expoziție să apară și ea parte din această expoziție. O să dau citire expozanților. Adi Maria, Bardovi de Gineri Gheorghe, Bardi Natalia. Doamnele, vă rog să veniți să primiți un dar. Mare și ciocolată. Bogdan, Iuliana. Iuliana, Diana Maria. Doamna Chibacu, Maria Diana. Florian, Ana, ești ceva dulce, că așa începem, ceva dulce a mărui. Lucirco Silvia, Cristian Natalia, Bogar Cornelia Beatriz. Dar de ce mergeți numai pe partea aceea? Ațegan Felicia, Iamos Iaela, Israt Edan, Cereteș Laura, Doamna Lucaciu Betulia, Lupan Rodica, Mărie Hoffen Padrin Renata, Meze Iorbe, Muntean Cornelia, Mazăre Hațegan Amla, Noarea Alina, Pașco Ildico, Bogdiana, Boruțu Adi Miorița Anduca, Robito Mihaela, Rad Elena, Rotar Marius, Crisan Anca, Stoian Andrei, Trifan Mihai și Teț Andreea Teodora. Aceștia suntem echipa din sala asta care m-a spus, dar și ceilalți care dorim tare și la răspundere. Pe alte doamne, am încercat să fie cât mai... Asta e ca să începem așa cu un semn de divin, de plină primire pentru toți care doresc să... Da. Și mai ales că a fost 8 martie, în primul rând era ziua mamei, ziua mamei. Tehnică mixtă, acrilice, pentru